Ancheta făcută de Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova la solicitarea prefectului scoate la lumină noi nereguli la societatea Cablul Românesc. Inspectorii au concluzionat că patronatul nu a consultat sindicatul când a decis să treacă la concedieri, deși acest drept este prevăzut de lege. În consecință a fost aplicată o amendă și trebuie să fie negociate cu angajații condițiile de disponibilizare. S-a constatat că angajatorul nu a îndeplinit obligația de informare și consultare a reprezentanților angajaților, respectiv a sindicatului, potrivit legislației în vigoare și un mod deosebit cu privire la deciziile care pot duce la modificări importante în organizarea muncii, în relațiile contractuale sau în raporturile de muncă, inclusiv cele vizate de legislația română privind drepturile specifice de informare și consultare în domeniul concedierilor colective și al protecției drepturilor angajaților, potrivit articolului 5, alineatul litera C din legea 467 pe 2006. Din scrisurile puse la dispoziția inspectorilor de muncă de către reprezentanții angajatorului, se constată că ultima informare s-a efectuat data de 12 octombrie 2011, conform proces verbal numărul 3 din 12 octombrie 2011, încheiat cu ocazia ședinței de negociere contractului colectiv de muncă la nivel de unitate. Inspectorii de muncă au sancționat contravențional societatea comercială Cablul Românesc conform articolului 9 din legea 467 pe 2006 cu amendă de 20.000 RON. Reprezentanții Direcției de Finanțe au demarat și ei verificări, existând suspiciunea existenței unor nereguli. Un CESNI s-a sesizat la acea ședință privind posibila încărcare a legislației privind, să spunem, disciplina în financiar-contabilă sau anumite probleme legate de obligațiile fiscale către stat. Am dispus Direcției de Finanțe cu prinderea programului de control a respectivei unități, deci inspecție fiscală pe acest segment. Se pare că în spatele acestui scandal este de fapt un tun imobiliar de proporții. După falimentare și ulterior închiderea societății din vânzarea terenului de 7 hectare, ar putea fi scoși bani buni, câteva zeci de milioane de euro.